Să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de sufletele lor nedrept și se odihnesc mila Dumnezeu, părăția celor, iertarea păcatului lor la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să ceră. Și a tot trupul, care călca moartea și pe diavol a surpași de astfel tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletea adormiță robilor Tăi, cipitul Fănel, Nemeșulică, Barnea Unel, Marea Genul, Costea Gheorghe, Codic Vasile, Galic, Marcel, Preita Stancu, Zacaria, Alexandru, Purjui Doru. Un loc luminat de verdeață, de odihnă, de unde a fugit toată durerea între starea și suspin. Orice greșeală, ce-a săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să iert. Că nu este om ca să fie viu să nu greșească, mă tu singur ești fără de păcat. Te-ai dreptat în viac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și din adormiță lucrurilor tăi. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm. Împreună ce vă început a Tău, Părinte, și prea sfântă și bună și viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Indignește Mântuitorul nostru cu drepții pe adormiții robii Tăi și să lășluiește pe dânsii în curțile Tale, precum este scris, trecându-le lor greșelele, cele de voie și cele fără de voie. Unul le născut, iartă-le lor
Dumnezeu nelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din Fecioară are sărit lumii Iisuse Dumnezeule, și prin trâșii Fiii Luminii ne-ai arătat, miluiește-ne prelui. Minunată este Dumnezeu într-un Sfinții Săi, Dumnezeu orului Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormiții robii Tăi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Marea vieții văzându-l înțelepții vicului sfintelor, la limanul cel lin alergând către tine, scoate din stricăciune viața mea, un milostiv. Îndurate, Doamne și Hristoase, Dumnezeu nostru, care dați Sfinte ucenici și apostoli, că ne părăției cerilor, după Sfântă învierea aceea de-a treia zi cu ar, Tu ai dat putere de lega și să-ți lega păcatele voastre, ca să fie legate cât deși pe pământ s-a legat, la șirea să fie deslegate, cât de deși pe pământ s-a deslegat. Cel ce pe supusă ta iubire de oameni, în principiu noi, speiții și nebrenicii robii Tăi, să fim următorii acești prea sfânt har și dar, de asemenea să legăm, să deslegăm ce ne se întâmplă în poporul Tău. Însă spre bune părate, vin noi smeriți și nemerinci robii Tăi. Iartă pe robii Tăi aceștia ce pitu fânel nemeșunică, barne aureal și Dumnezeu mani, acelu Costea Gheorghi, Cotic Vasile, Galic Marcel și Dumnezeu Preda, Stanciu, Zaharie, Alexandru, Urjui, Doru și tot cei ce au căzut pe câmpul de luptă a Revoluției. Orice a greșit în această viață, orice te-a păcătuit cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, deslegându-l legătura pusă asupra lor, care să-și zi mânie să înaltă pricină, să-l arhiriu, să-l altcineva, o sufletul necreca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevânește, prea bune, ca sufletul să se așeze cu sfinții care din via minința plăcuție. Iar trupul să ne fericire și din de tine, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Înțelepciune binecuvintează cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurată în Maicii sale, ale Sfinților, slăviților, tot lăudaților apostoli, ale cuvioșului Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri, din dreptul și Sfântului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, tuturor Sfinților și Sfintele adormiți în robilor Săi, toți eroii, ostașii, toți luptătorii români din toate timpurile și toate locurile, cei mutați la noi în cotul drepte să-i așeze, dar vreau să odihnească, drepte în numele, miliască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Pentru vești a dormit din rădă, Doamne, sufletul a dormit, Dumnezeu, ce știu, fănele meușorică, Barne Aurel, Mare Angelul, Costea, Gheorghi, Cotic Vasile, Galic Marcel, Dumnezeu Preda, Stancu, Zaria, Alexandru, Urjui, Doru și toți eroi Revoluție, cei s-au pomenit și vor pomeni și le vor lor veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Ne-am și 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 ne-am și
veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. Dumnezeu să ierte. Hai, pune-o în față, mă, mai bine jos, dar lasă-o, nu? Hai, pune-o și așa. Română de la 1989, 30 de ani, până în 2019, 22 decembrie, ziua victoriei Revoluției Române și a Libertății, păstrăm pentru eternitate victoria câștigată cu sângele. Prețuire eternă și nobilă recunoștință domnului subofițer Fănel Ciupitu, erou al Revoluției Române. Și vă înmânăm această plachetă comemorativă și de asemenea steagul României și steagul municipiului Roman, un simbol al României moderne, ceea ce reușim să aducem. De asemenea, și o monedă
care să vă mulțumesc mult. Aducă aprecierea noastră a municipiului Roman și o insignă a municipiului Roman, în semn de recunoștință și prețuire pentru gestul făcut de sub ofițer Fănel Ciupitu și dumneavoastră trăiți să-l pomeniți, familia, copiii, nepotul, nepoții, foarte bine să vă trăiască. Mulțumesc. Și să-i poarte mereu în amintire ca și un erou al neamului românesc. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc. Haideți să punem aici da. Casă. Avem și pentru cei care au fost răniți la Revoluția Română din 1989 și o diplomă de recunoștință se conferă domnului Dumitru Remi Hriscu, rănit cu prilejul comemorării a 30 de ani de la Revoluția Română. Vă mulțumim și noi. De asemenea, o diplomă de recunoștință se conferă domnului Dorel Chiorescu, rănit se conferă și domnului Ștefanel Farcaș. Nu este. Nu este? Să-l transmitem ulterior. Domnului Victor Borș. Nici el nu este. Domnului Neculai Vrânceanu. Este aici. Da? Vă mulțumim. Domnului Doru Rusu. Este. Recunoștință. Domnului Eugen Mardare. Nu-i nici el. Îl las dumneavoastră și îl transmiteți dumneavoastră din partea noastră. Și avem și diplome de recunoștință pentru luptătorii remarcați prin fapte deosebite, domnului Dumitru Octavian Cârstea. Da? Atenție, ușor! Recunoștință din partea primăriei municipiului Roman domnului Dorel Năstasă. Recunoștință domnului Petre Blaj. Recunoștință din partea primăriei municipiului Roman domnului Mihai Andone. Nu-i? Domnului Constantin Ursu. Da? Salut! Recunoștință domnului Neculai Tanasă. Recunoștință domnului Dumitru Stângu. Nu este. Nu este dumnealui. Domnului Constantin Spătariu. Mulțumesc, Româna. Mulțumesc la toată lumea. Curaj, recunoștință din partea primăriei municipiului Roman domnului Aurel Roșu. Recunoștință din partea primăriei municipiului Roman, mulțumim la fel și dumneavoastră. Domnului Constantin Dachi. Recunoștință și dumneavoastră. Și cele două la fel, da? Să le... Vă mulțumesc tuturor pentru participare, într-un gest de normalitate, dacă vreți. Și chiar dacă eram copil, eram adolescent la Revoluție, aveam 14 ani aproape împliniți. Cam în 2-3 săptămâni, în 3 săptămâni de la Revoluție am împlinit 14 ani. Mi-aduc aminte, eram copil și am trăit cu emoție acel moment. Aveam un frate mai mare care era la facultate, la Iași. Spiritul acesta revoluționar se manifesta altfel în zonele universitare, dar emoția pe care am trăit-o atunci cred că a fost unică, nu cred că se va mai repeta vreodată, iar sacrificiul făcut de cei care au murit la Revoluție, să știți că nu este degeaba. În ciuda aparențelor, în ciuda unor frustrări normale, dacă vreți, pe care le putem avea, totuși
copiii noștri, generația noastră a avut-o cu totul altă șansă de a se dezvolta și de a crește într-o Românie liberă, în primul rând. Și sunt convins că încetul cu încetul cu toții vom putea pune umărul astfel încât România să ne facem așa cum vrem noi. Și acesta trebuie să fie dezideratul nostru al tuturor și să trăim într-o Românie în care lucrurile să se întâmple în mod natural și într-un mod în care să ne facă să fim mândri că suntem români, la fel cum cu toții suntem mândri că suntem romașcani. Dumnezeu să ierte pe cei decedați la Revoluție, noi cu toții să trăim, să-i pomenim și să ne vedem an de an, în data de 22 decembrie, aici, la mormântul eroului nostru din Roman, pentru că merită din plin întreaga noastră recunoștință. M-ați luat pe nepregătite. În 30 de ani niciodată n-am fost chemat să spun un cuvânt aici. Astăzi, după 30 de ani, mulțumită modificărilor care s-au produs, mi se acordă și nouă oarecare importanță. Vreau să vă spun că la Revoluție s-a întâmplat atunci o adevărată minune. Tineri, copii, adulți, au ieșit în stradă, într-o țară întreagă, peste tot în țara asta. Nu a fost o chestiune regizată în care cineva să preia puterea în țara asta. În acest context, celor care cred și susțin ideea unei lovituri de stat, le stă în față realitățile. Ce s-a întâmplat după aceea? Că această revoluție a fost furată, este cu totul și cu totul altă problemă. Vreau să vă spun că revoluția ne privește și lacrimile ei de sânge spune: eu v-am dat, voi ce ați făcut cu ce v-am dat eu? Ce? A urmat întunericului dictaturii ceaușiste și a ordinii ceaușiste, a urmat întunericul, minciuna, corupția, dictaturii post-ceaușiste, așa zișilor guvernanți. Am reușit totuși să ridicăm capul și tinerii să-și trăiască viața. Să-și trăiască viața și să o ducă înainte. Să-și trăiască idealurile pe care noi nu le-am putut trăi. Să mulțumească celor de vârsta mea și mai jos pentru faptul că prin votul lor a încurajat corupția și nemernicia. Domnilor, după preluarea puterilor, așa zise democrate, mișcarea revoluționară a început să fie minimalizată, bagatelizată și nu numai, ci și trivializată. În 1996, la comisia în care am susținut munca și responsabilitatea acestor oameni care au fost lângă mine atunci și pe care cu mare drag îi privesc și îi cinstesc acum, și îmi pare rău pentru cei care nu pot să fie aici, pentru că asta este viața, merge înainte. Atunci, la sfârșitul comisiei, am fost printre ultimii care am fost primiți în comisia aceea. Se rupeau hainele de pe ei care să intre și cum să intre. Se dăduse înainte legea 42 în 1989-90. Am reușit și am intrat și am luat pe acești oameni după mine, pentru că meritau. Ei nu, pur și simplu, nu au fost niște luptători. Tot Romanul a fost au fost luptători. Dar acești oameni și-au luat responsabilitatea actului de a face cât de câtă ordine și disciplină, pentru că începuseră manifestări de distrugere,
începuseră manifestări huliganice și chiar manifestări refarșarde. Domnilor, vă doresc, eu mult nu știu cât o să mai fie, am 70 de ani, dar privesc cu încredere ceea ce va fi. Să sperăm că actualul guvern va reuși, poate nu chiar deodată, dar după aceea, să aprindă măcar o clipă speranța în faptul că poate să fie și mai bine. Nu mă refer la drepturile legii 341, nici la nemernicia guvernării lui Băsescu, crizitul ăsta, de la care am trecut la he-he-he. Nici la ordinele și ordonanțele de urgență al lui domnul Boc. Nici la simpaticul și inteligentul Titulescu al lui Năstase, domnul Victor Pânta. Aceștia au spus și au făcut afirmația că revoluționari nu merită nimic. Și revin la comisia din 96 și vă spun, ca să știți și dumneavoastră, atunci au fost, grosso modo, în jur de 11-13.000 de revoluționari. După ce s-a închis comisia, a ajuns, deci cu comisia închisă guvernamentală, s-a ajuns la 30.000 de revoluționari. Cum? De ce? Explicați dumneavoastră. Se spune că revoluționarii vor drepturi. Domnilor, eu cred că totuși acești oameni poate merită, poate nu merită drepturile. Au fost oameni care și-au asumat o responsabilitate. Și vă rog să mă credeți că responsabilitatea n-a fost de ghișcolă. Vă pot spune pentru că am fost acolo, în vârf, și am știut ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dacă revoluția pica, cei de la subsolul primăriei care făceau al doilea guvern, în romanul ăsta, ne puneau la zid. Da? Sunteți de acord cu chestia asta? Eram participanți la o lovitură de stat socotită de ei. Această responsabilitate trebuie să fie remarcată. Franța, după 230 de ani, își îngrijește memoria eroilor lor, le-au creat rente viajere. Statul român nu a reușit să descopere care sunt cei care pur și simplu s-au substituit adevăraților oameni care au luptat pentru speranța acestei țări. 30.000, încă 14, 15, 17.000 de revoluționari după comisia din 96 închisă guvernamental. Da? Statul nu are pârghii, nu are servicii de informații, nu are posibilități ca să afle cine a făcut parte și cine n-a făcut parte din toată tevatura asta. Nu s-a vrut. Domnul general Dan Voinea, citesc astăzi că a fost cel care a studiat dosarele Revoluției, a închetat. Aflu astăzi că dânsul a făcut parte din cei doi procurori care s-au dus la Timișoara și au supravegheat arderea cadavrelor la crematoriu. Ce părere aveți? Cine ne conduce? Ce au vrut de la noi? Să ne calce în picioare, să ne transforme în sclavi, să-și facă vile, să-și poate amantele, să-și bagge neamurile și mai departe peste tot. Ce am ajuns noi, domnilor? Vita de povară? Acum se pare că a răsărit un piculeț soarele. Avem un președinte care vrea să facă ceva. Este un tip sobru care știe ce vrea. Nu-i hăhăit, nu-i cu fel de fel de exprimări din acestea. Îl avem, îl respectăm și trebuie să fim alături de ei. Că vă place, că nu vă place. Lăsați mintea. Dați drumul la rațiune. Lăsați sentimentele. Ce-a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Vom trăi într-o zi. Doamne ajută! Mă iertați că v-am ținut atât de mult la...